Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre conservarea peștului până în sărare. Peștele sărat, sărarea, asigură conservarea peștului acționând direct ca antiseptic și indirect prin deschidatarea parțială a cărnii și creșterea presiunii osmotice, creându-se astfel un mediu neprielnic dezvoltării microorganismelor. Peștele se poate săra întreg, despica cu cap sau fără cap și în bucăți la peștele peste 110 kg. Metoda sărare este aceeași ca la carne și anume, sărare uscată, umedă și sărare mixtă. Sărarea prezintă neajunsul că odată cu apa trec în salamură și cantități importante de substanțe nutritive din pește, substanțe proteice 35%. Peștele cu un conținut mai mic de grăsime, pierdând din calitățile sale gustative, de exemplu crapul, ștuca, șalău, plătica, babușca. Pești grași își măresc valoarea prin sărare în urma maturării, de exemplu scumbiile de Dunăre, scumbiile albastre, chefalu. Peștele sărat se clasifică după lungime și masă ca și peștele proaspăt și pe conținut de sare, în pește potrivit de sărat cu 14% sare și pește foarte sărat cu 14-18% sare. Peștele potrivit de sărat este destinat prelucrării industriale, iar cel foarte sărat este destinat comercializării. Proprietăți organoleptice și fizico-chimice. Peștele sărat are suprafață curată, neîntunecată, neîngălbenită. La peștele întreg, burta este tare și elastică, nu se admite înroșirea cărnii și nici prezența insectelor. La peștele întreg se admite rupturi ale pielii la maxim 5% bucăți de pește dintr-o unitate de ambalaj, iar la peștele marin mărunt se admite la 20% bucăți. În secțiunea musculară este fermă, bine prinsă de oase, nu se admite urme de sânge necongelat în jurul șirii spinării, cu excepția peștelui întreg potrivit de sărat, care poate să aibă și culoare neuniformă pe secțiune. Gustul și mirosul peștelui sărat sunt normale, fără miros și gust străin, acru, rânce, mucegai, mult petrol. Consistența cărnii peștelui sărat de apă dulce este densă, neadmițindu-se fără să fie muiată sau flașcă. Conținutul în apa peștelui sărat este de maxim 55%. Ambalarea și marcarea. Peștele sărat se ambalează în butoaie de lemn de tip 30-100 sau 200 kg, impermeabile, spălate și cântărite. Peștele sărat spălat și sortat se așează în butoaie pe rânduri regulate și dese bine presate. Peștele mic sub 12 cm lungime nu se aranjează în rânduri, într-un butoi se așează pești de aceeași specie, categorie, mărime, mod de tranșare și grad de sărare. Marcarea se face pe fundul butoiului prin șablonare sau prin irogravare cu mențiunile, denumirea sau emblana de printerii păcătoare și numărul ambalajului. Păstrarea. Butoaiele cu pește sărat se depozitează în camere frigorifice sau în încăperi cu temperaturi de minus 2 până la minus 5 grade, cu umiditate relativă aerului de 75-90. Butoaiele se așează pregătare, termenul de garanție fiind de 3 luni. Cu stimă și respect față de persoanele care mă videoclipul, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un videoclip. Fie nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a vrut un pic mai mult, dragii mei, abonați-vă!